Salut Europa și bine v-am găsit la un nou videoclip informativ. În clipul de astăzi vă vorbesc despre încă un pachet de ajutor din partea Guvernului Federal și anume despre prima de inflație de până la 3.000 de euro. Datorită pachetului de ajutor al Guvernului Federal, angajatorii pot plăti angajaților lor un bonus fără taxe de până la 3.000 de euro conform legii care a fost promulgată miercuri 26 octombrie 2022 și care este de acum în vigoare. Cancelarul Olaf Scholz de la partidul SPD a declarat duminică 4 septembrie 2022 la o conferință de presă cu sindicatele și patronii că guvernul federal este gata să scutească o sumă de până la 3.000 de euro de la impozite și contribuții la asigurările sociale în cazul plăților suplimentare din partea companiilor către angajații acestora din cauza situației critice a inflației din Germania și că o astfel de plată ar putea ușura enorm Mulți cetățeni ai Germaniei. Baza de la care s-a plecat prin a oferi această primă de inflație este legea privind reducerea temporară a cotei impozitului pe vânzări la livrările de gaze prin rețeaua de gaze naturale și a fost anunțat în monitorul oficial de legi pe 25 octombrie 2022 și va intra în vigoare retroactiv de la 1 octombrie 2022, a anunțat Guvernul Federal. Termenul limită pentru plata unică, care a fost precizat în cel de-al treilea pachet de ajutor al Coaliției Semafoarelor, este de 31 decembrie 2024. Acesta este menit să ușureze angajații în fața creșterii puternice a prețurilor de la alimente, combustibil și energie. Scutirea care a intrat în vigoare pe 26 octombrie prevede că firmele și companiile își pot plăti angajații până la 3000 de euro bani neimpozitabili. Cine beneficiază de prima de inflație de până la 3000 de euro? Această prima de inflație vizează angajații cu normă întreagă sau cu normă parțială sau dacă este un loc de muncă de tip mini-job, Plata nu este menționată în declarația de impozit pe venit, și, prin urmare, este, după cum spune legea, scutită de impozit. De asemenea, nu are nicio influență asupra cotei de impozitare. La fel ca și prima de corona de până la 1500 de euro, care era deja voluntară la acea vreme. Prima de inflație de până la 3.000 de euro este o plată specială, voluntară, pe care angajatorii sunt încurajați de legislație să o dea angajaților lor, dar nu sunt în niciun caz obligați să o facă. Angajatorii pot plăti prima de inflație în una sau mai multe tranșe. De asemenea, firmele și companiile nu sunt obligate de către lege să acorde întreaga sumă de 3.000 de euro a angajaților lor. Mai degrabă, această sumă de bani de 3.000 de euro trebuie înțeleasă ca o limită superioară ca primă de inflație până la sfârșitul anului 2024. Totuși, condiția prealabilă pentru scutirea de impozit este ca prima să fie declarată clar în fluturașul de salariu al angajaților. Ca și concluzie, în acest caz vor fi din nou mulți angajați care muncesc pe teritoriul Germaniei, care nu vor obține nimic din noul regulament. Cei 3.000 de euro scutiți de taxe din a cel de-al treilea pachet de scutiri vor fi probabil disponibili în primul rând acolo unde există contracte colective de muncă. Eu cam atât am avut de spus în legătură cu acest subiect. Până pe data viitoare, numai bine!